Natalia Duminică a fost eliminată de la Survivor România, în timp ce Cerebele și Tejemile s-au fost salvați de public să continue competiția de la ProTV. Concurenta din echipa faimoșilor s-a despărțit cu greu de colegii ei. O nouă eliminare a avut loc la Survivor România 2022. Natalia Duminică a fost nominalizată de colegii să plece acasă, iar publicul nu a susținut-o să continue show-ul de la ProTV. Concurenta din echipa faimoșilor intrase recent în competiție. Cred că e logic, pentru că simțindu-mă că nu pot da 100% pe traseu, aș simți că țin echipa pe loc. Nu aș rezista o secundă să nu intru pe traseu, să nu-mi ajut echipa. Îmi doresc să schimbați ceva, vreau să câștigați. Treziți-vă, enervați-vă. Aș vrea să vă dau forță să câștigați cu toții. Vă rog, din suflet, fiți tari. Nu-mi dau seama de ce mi-e atât de greu să mă despart de voi. Sunteți ca familia mea, virgulă, a declarat Natalia Duminică, după ce Daniel Pavel a anunțat că ea este cea care pleacă acasă. În 2011, Natalia Duminică și mama ei, Aliona, originară din Republica Moldova, au uimit juriul și publicul de la România au Talent Pro TV, cu un bel lidance senzațional. Natalia a revenit la emisiune și în 2018, de data aceasta singură, și pur și simplu i-a fermecat pe jurați cu mișcările ei. A ajuns până în semifinală, iar juriul a desemnat-o câștigătoare a premiului de originalitate. De asemenea, Natalia a ajuns până în finala emisiunii Splash. Vedetele la apă, virgulă, de la Antena 1.